Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnul! Bună ziua! Ia să vedeți ce avem noi aici. Imediat vă schimb camera pe față și vă arăt ceva frumos. Ce nu avem noi aici? Ce lipsește din imaginea asta, dragilor? Lipsesc gardurile, doamne. A scos poliția locală gardurile. Gata. Am învins. Au scos gardurile de la târgul de Crăciun al Sucevii. S-au învrednicit bădiță în lungul. A înțeles că a fost o stupizenie. Gardul ăla pus aici. Au înțeles. Și le-au scos. Au reușit până la urmă să piceapă. Spăla treabă! Doamne ajută! Da. Asta, de gardurile astea e vorba, dragilor. Încă nu le-au scos pe toate, dar le scoate acum. Le dau. Ah, dar de fapt aici cred că nu. Cred că aici le-au... Se le-au pus oamenii că... ca să aibă o formulă de... Da, frumos. Frumos, ce să mai... E... Vă spun, deci, le-a venit mintea la cap în cele din urmă. Nu mai nici poartă de intrare, nimica. E cum trebuie. Te și bușește râsul. Pe bune, dacă nu. Asta trebuia să se întâmple la început, dragi. Mizeria aia de gărduț n-avea ce căuta, domnule. Aia nu ajuta la nimic, domnule. Gărduțul ăla cu poliția locală. Mai știți, da? Despre ce e vorba, nu? Da, uitați. Prostia aia de... Și mi-aduc aminte cum l-au luat pe Andrei Neșculescu pe sus cei de la poliția locală, că nu pune mâna, n-atinge, nu-i voie. Penibil momentul. Haideți, inaugurăm împreună intrarea. Fac și eu așa o aroganță. Facem o aroganță. Târgul e liber, dragilor. Târgul de Crăciun e liber pentru tot suceveanul. Vaccinat, nevaccinat, certificat verde, necertificat verde. În sfârșit o umbră de normalitate. Într-un oraș în care, cum se cheamă asta, incidența e de 0,20 la 1000 de locuitori, era de-a dreptul penibil să ții pe oameni pe după gard. O să vedeți și domnilor voastre, se poate intra, domnule, se poate intra. Doamne, că greu le-a fost. Le-au scos undeva în jurul orei 16, din ce știu eu, dar n-am apucat eu să vin atunci atât de repede, ca aș fi venit să-i văd pe domnii polițiști locali cum își dau singur peste degete de supărare că n-au reușit să ducă mai departe misiunea aia de paznici, vașnici ai târgului de Crăciun. Da. Da, dragii. Târgul de Crăciun al Sucevii pentru toată lumea. Doamne, domnilor, am trăit să o văd și pe asta după ce ne-am luptat ca proștii. Au venit și le-au scos. Au scos gardurile. A rămas numai poarta asta frumoasă pe care vă puteți face dumneavoastră fotografii dacă doriți. Acum mai rămâne un singur lucru de făcut. Poate îl convinge pe domnul Flutur să facă și sărbătoarea aia de date și obiceiuri pe 27 decembrie. Că aia n-a mai rămas, sincer. Aia n-a mai rămas. Vreau să-l felicit pe domnul Lungu pentru decizia pe care a luat-o în cele din urmă. I-a venit mintea la cap, mare lucru. Nu știu de ce a făcut chestia asta, nu avem nicio explicație. La ora asta la care filmez eu nu am nicio explicație de ce a făcut acest lucru, dar e foarte bine că a făcut. Doamnelor, domnilor, târgul de Crăciun al Sucevei e deschis pentru toată lumea. Vă mulțumesc frumos, nu uitați, sus inimile!